Dan Antonescu, consilier al șefului Poliției Române. Râd pentru că îmi pare rău că noi până acum, de atâția ani de când ne știm, Dan, nu ne-am luat un nume de scenă. Uite, tu nu ești Spartacus, nu ești Johnny Chess. Nu, unul și-a găsit numele, e Spartacus. Da, da, exact, exact. Ca să și glumim puțin, cei care au sentimentul că noi nu știm să glumim, să se uite în altă parte. Da, una peste alta. Dan Antonescu, te rog. Pentru că spuneți mai devreme că dacă prostia ar fi o boală, Doamne, nu ar avea bube, eu ți-am spus la un moment dat în emisiunea ta că am impresia că mama proștilor e tot timpul gravidă. Da, deci, dar unii ar putea considera că e un enunț așa prea dur și atunci prefer să spun că am stat tot timpul cu bube, într-adevăr, privind unele imagini. Oh, oh. Bun, omul... Acest om, te rog. Acest om, chiar dacă spunea că e dreptul, probabil că se referă la piciorul lui, cunoaște dreptul, a făcut o observație extrem de pertinentă și aici, îmi permite ironie, a observat el că au fost amendate și persoane, dar și oameni. Exact. Bine că n-a spus și femei, dar și oameni, că era și mai, așa, și mai complicat pentru... No. Așa. Da, așa. A comis niște infracțiuni care l-au adus acolo unde voia el, lângă polițiști. Numai că nu au venit polițiștii să stea de vorbă cu el și să aștepte să se înjure, au venit, l-au luat și l-au arhivat, pentru că așa considera judecătorul la propunerea procurorului. Pentru că el, ca să ne înțelegem, noi arătăm aceste imagini și pentru că ele sunt un exemplu de cum să fii fudul și să ajungi în arest 30 de zile. Sau de cum și ce să nu faci. Puțin sunt cei care încă n-au înțeles că spațiul acesta al rețelelor de socializare e considerat spațiu public și dacă proferezi amenințări... Asta voiam să te întreb. Ce n-ai voie să... Ce a greșit el de a fost arestat 30 de zile? Pentru că e o perioadă, vine 1 mai, o să vedem foarte multă lume foarte curajoasă, că vrei, nu vrei, petreci măcar și singur și tot petreci. Și o să vedem iarăși mesaje cu tot felul de hai la luptă, hai cu bâta, hai cu... Ema, da? Gândește-te că dacă ne referim la o perioadă foarte apropiată în urmă, în perioada Paștelui, au fost câțiva astfel de indivizi care au vrut să iasă în evidență. Au ieșit, dar nu așa cum ar fi vrut ei. Au ajuns fie în spatele gratilor, fie au beneficiat de niște amenzi substanțiale. Oamenii, marea majoritate, deci foarte mult, extraordinar de mulți oameni, 99,99% au înțeles și s-au conformat prevederilor legale. Cei care greșesc, și aici revin la ce a greșit acest om, pe lângă fapta de amenințare, a comis și fapte de ultraj. Sunt niște fapte pe care el le-a comis după ce a fost amendat. Deci instanța a constatat că nu i-a fost suficientă amenda. Și de aceea a mers la o măsură ulterioară restrictivă de libertate. O să dăm imediat și apropo de perioada asta și cum ne-am fi dorit cu toții să arate, dar ea nu se arată așa, că asta e situația, lucrurile s-au schimbat. Dar e clar că începând de mâine, nu că astăzi lucrurile ar fi mai diferite, există bineînțeles un anume tip de monitorizare pe anumite zone care ar fi putut să fie sau care pot să devină vulnerabile în perioada asta, Dan Antonescu. Crede-mă că de când a început această perioadă aparte din viața noastră, toți cetățenii care au intrat în țară, că bănuiesc că aici vrei să mă duci cu ideea ta, toți cei care au intrat în țară au fost evidențiați în statisticile poliției atunci când au intrat în țară și identitatea lor a fost comunicată unităților de poliție teritoriale pentru a-i avea în supraveghere. Așa au fost identificați cei care nu s-au supus carantinei, cei care nu s-au supus izolării. Asta nu înseamnă că lumea trebuie să creadă, să devină paranoică. Doamne ferește, toată ne urmărește poliția, ne urmăresc... Eu cred că cine se teme în 2020 de anumite chestiuni de genul ăsta, înseamnă că eu consider că e un ajutor. Poate îmi dați și o idee de rețetă culinară de făcut de 1 mai, spre exemplu. N-am voie mici și bere, dar poate îmi spuneți dacă tot... Acasă. Asta zic, aia clar. Acasă sau în curtea ta. N-are curte pe balcon. Asta se poate. Iată că alte nații, am văzut cum la italieni și cu spaniolii nu mi-e rușine. Atenție!
Nu, stai puțin, știu, dar am văzut imagini frumoase în case apropiate una de alta și au legat paharele de niște unghițe și au dat noroc la mijlocul străzii, ca da, să nu se apropie. Câtă sau, creativitate! Au cântat la balcon. Asta s-a întâmplat, asta au putut fi. Și unii dintre ei lor au călcat legile și la ei sunt nenumărate amenzi pentru încălcarea prevederilor legale de moment. Dincolo de această interpretare legată de nivelul intelectual al acestui băiat, întrebare, venit cumva moda ca cei care se află în spatele gratilor să se tatueze? Că băiatul se lăuda cu tatuajele, o fi membru Yakuza și nu ne-am prins noi, nu știu. Păi s-ar putea să fie necesar să-i traduceți ce înseamnă Yakuza, mai era unul care eu cred că aveți un nivel elitist în zona așteptărilor. Hai să vă mai dau două explicații. Dan, o să te rog să rămâi cu noi. Apropo de informațiile furnizate de colegii noștri la gândul.ro, bărbatul care a fost împușcat de polițiști săptămâna trecută într-un bloc din nordul capitalei, după ce a amenințat locatarii, se pare că ar fi consumat stupefiante înainte. În apartamentul acestuia au fost găsite mai multe sticle de alcool, dar și alte substanțe interzise. Totul s-a întâmplat după ce bărbatul i-ar fi atacat pe oamenii legii. Surse au dezvăluit pentru gândul.ro că tragicul eveniment s-a produs foarte repede, iar agentul care a folosit arma ar fi golit încărcătorul, în care se aflau 6 gloanțe, în doar câteva secunde. Agentul care a tras cu pistolul primește acum consiliere psihologică. De acest drept beneficiază orice polițist care este implicat într-un astfel de incident. Interesant de confirmat și de aflat la final, după autopsie, exact cauza morții, dar prin împușcare, bineînțeles, dar pentru că sunt astăzi multe chestiuni pe ordinea de zi, ca să spunem așa, mergem rapid către Dej, acolo unde polițistul din Dej, care nu a respectat ordonanțele militare și a participat la un eveniment împreună cu mai multe persoane, a fost într-un final sancționat de oamenii legii. Totul a plecat de la o fotografie publicată pe o rețea de socializare, iar în cele din urmă agentul șef principal, Valer Gavrila, a fost amendat, iar acum colegii săi încearcă să identifice pe ceilalți petrecăreți pentru a le aplica aceeași pedeapsă. Și aici cred că e și puterea exemplului Dan Antonescu. Categoric. Pentru că inițial s-a spus, stai că petrecerea n-a existat, poza a fost photoshopată, parte din poze erau de anul ăsta, cealaltă era de acum un an. Ema, atunci când se constată o contravenție, o încălcare a legii, fie că e contravenție, fie că este infracțiune, nu se mai ține cont de calitatea făptuitorului decât dacă acea calitate atrage după ea agravarea pedepsei. Atât, nimic mai mult. El este supus legii ca orice alt cetățean. Fie că e om, fie că e persoană, ca să... Exact, da. Îți mulțumesc că încerc să mă încadrez în cele două. Te rog. Așa. Omul acesta a greșit, a plătit. Se va constata, încă sunt cercetări, dacă dar știi care e problema fundamentală, Dan? Problema fundamentală nu e că plătește. Dacă va fi constatat o astfel de abatere, va fi sancționat și pentru ea sau se va lua o măsură sau nu în funcție de ceea ce va stabili cercetarea. Problema nu e că plătește disciplinar sau contravențional sau că îi se aplică orice formă de pedeapsă, ci că pare mai degrabă din acest tip de imagini că e în continuare o apropiere între niște băieți mai deștepți și reprezentanța sau angajații poliției. Și cumva cred că aici lucrurile ar trebui să se separe foarte bine, dar într-adevăr în zona... Te rog. Haideți să fim totuși sinceri. În toate domeniile, fie că vorbim de poliție, de preoțime, de medici, de jurnaliști, de ce vrei tu, există și corect. Oameni care... Dar nu-s cam multe în ultima perioadă, Dan Antonescu. Că trebuie să gestul să atragă oprobiul întregii societăți asupra mediului respectiv din care el provine. Ai dreptate, dar din punctul ăsta de vedere te deranjează atunci când există suspiciuni în legătură cu tipul de relație pe care un om care ar trebui să ne apere pe noi toți și observ ulterior că e prea prieten cu X și cu Y care nu-s tocmai cuminței. Nu vreau să mut subiectul, dar gândește-te că am avut și am discutat cu tine despre cazul de judecători care au fost dovediți că au luat mită. Judecători, politicieni, jurnaliști, e clar că în orice pădure... Judecătorul pentru mine este persoana supremă într-o societate. Pentru mine nu, pentru că e și el tot om, știi? Dar el când și-a asumat meseria asta, trebuia să și-o asume în totalitate. Și iată că sunt judecători, procurori, polițiști care au ajuns în pușcărie pentru că au încălcat legea. Dar
Sunt cazuri izolate, nu putem generaliza. E adevărat că e bine să fie prelucrate, dar măcar proporțional la 10 de astea cazuri negative, hai să vorbim și de unul pozitiv din partea polițiștilor, din partea altora. Vreau să-ți dau un exemplu pozitiv și să te fac să râzi, pentru că e, bine, și, o perioadă, e și o perioadă în care o să ne uităm pe Facebook, pe Instagram, o să primim filmulețe pe WhatsApp despre cum ne vom distra, doar că să nu uităm că suntem totuși sub ordonanță militară și sub stare de urgență. Hai să vedeți ce s-a întâmplat la primăria din Ciocănești, județul Argeș. Domnie Dumnezeule, s-au distrat de zori, bineînțeles, au început cu horele și cu sârbele în plină pandemie și bineînțeles că nu s-a gândit nimeni că urma să vină și ghinionul, mai ales după ce polițiștii au văzut imaginile, iată. Și bineînțeles că s-a considerat, nu încerc să-mi dau seama dacă domnul sau doamna... Este un domn. Așa te aperi de coronavirus. Nu ai cum. Mâine n-avem emisiune. Luni, dacă nu vii așa îmbrăcat... Păi, o să pune la gură un cabatic. E adevărat, dar păi, nu știi pe unde intră virusul, că dacă e gol e spațiu și dacă e spațiu intră COVID-ul. N-au crezut că li se aplică și că e vorba de adunările publice, nu în sensul de evenimente publice, ci de orice adunare care reprezintă o adunare mai mult de câte persoane? 3 persoane. Dar ce să zicem noi, Dan Antonescu, despre acești oameni? Putem spune, concluzionând, că au beneficiat de prevederile legii, mai concret, de niște amenzi, din quantum total de 21.000 de lei, dacă nu mă înșel. Da. Adică mi s-a dat minim, dar li s-a dat. Doi, nu au înțeles, așa cum în perioada faștelui, fiecare i-a fost permis să stea în casa lui, ba mai mult, i-a fost impus să stea în casa lui, li s-a interzis să meargă în vizită la altcineva. Și de 1 mai este exact aceeași problemă. Acum că ei la serviciu au crezut că pot face ceva sau orice și nu se află, e frumos că și-au făcut probe singuri. Aici e problema mea. Deci, să constate și să aplice legea. Dan Antonescu, trebuie să dăm un sfat foarte important astăzi și o să vorbim la un moment dat în cursul emisiunii și despre ce e bine să evitați pe internet, pentru că a apărut un nou tip de virus și avertismentul vine chiar de la SRI și o să aveți unul dintre oamenii care vă va explica exact de ce să vă feriți. Dar aici nu e vorba de niciun virus, aici este despre prostia umană, dacă totuși stai să te gândești că în timp ce încalci legea te filmezi. Care exact. E sfatul pe care putem să-l dăm? Dragii mei, nu vă mai în filmați. În primul rând să continue să se filmeze atunci când comit contravenții sau infracțiuni, pentru că astfel ușurează munca poliției. Doi, de preferat ar fi să nu comită astfel de fapte. Dar dacă tot o fac și iarăși îmi fuge mintea la acei șoferi despre care noi am comentat, live care transmiteau live în timp ce conduceau autoturismele sau tirurile, sau comit accidente și așa mai departe. Câtă inconștiență stai, dar de ce să încalci legea când poți să nu o faci, să stai liniștit, de jucat hora respectivă, puteau să o facă oricând și în orice altă situație. Plus că nu și spațiu, e și spațiu redus acolo, eu asta nu înțeleg. Horele și sârbele se fac atunci când ai spații. Unde poți să te miști. Dar știi că am dat materialul cu bătrânii care dansau hora în bătătură și aveau bețele alea de un metru să, nu, să păstreze distanța socială între ei. Să știi că distanțarea asta socială ar trebui să ne vină mănuși în perioada asta, pentru că uneori de unii oameni chiar trebuie să te distanțezi social, acum sincer. Îți mulțumesc, Dan Antonescu, nu e ca și cum vreți să ne distanțăm de tine, dar mergem și noi mai departe.